la Europa FM. Bună seara, dragii mei! Mă bucur să ne auzim, iată, într-o seară de vineri, care aici în București s-a dovedit a fi una ploioasă. Și ce facem noi când afară plouă? Iată, stăm în canapea și ronțăim ceva. Tema emisiunii de astăzi sper să vă placă. Haideți să vorbim despre ce considerați voi că ar fi sănătos sau nesănătos la capitolul mâncare. Vă invit să intrăm în direct la 0372 069 599 și să-mi spuneți părerea voastră care sunt preparatele, produsele pe care le considerați sănătoase și cele care, hai să le spunem, nu nesănătoase, cât mai degrabă de evitat. Între timp am să vă provoc eu cu o altă clasificare, altă definiție, cu alți termeni, pentru că relația asta cu mâncarea e mai complicată decât credem noi că este, mai ales la capitolul nutriție. Ea a devenit, acest subiect, nutriția, la mare modă și am uitat originile. Ancestral, cum am fost proiectați de natură, mâncarea n-a fost împărțită nici pe departe în categorii din acestea dietetic, nedietetic, sănătos, nesănătos. Ea exista, punct. Așa că vă invit la un exercițiu de imaginație, apropo de cuvinte și de folosit limba română corect, și să-mi spun și să aflați că fie un produs este bun de mâncat și atunci natura ni l-a dat ca și percepție ca fiind comestibil, sau nu este bun de mâncat și atunci el este numit necomestibil. Ei bine, dacă pornim de la această clasificare, comestibil-necomestibil, veți constata cu surprindere, pentru că așa suntem construiți ancestral, dacă un lucru e bun de mâncare, de mâncat, înseamnă că el este, iată, sănătos și atunci toate simțurile noastre se trezesc și îl vor. Dacă el este necomestibil, nici măcar nu ne interesează, îl abandonăm, nu este pentru noi și nu mai avem nevoie de nicio definiție. Acest tip de împărțire a produselor în comestibil și necomestibil puteți să-l vedeți în practică foarte ușor dacă observați bebelușii mici până în vârsta de 2 ani, chiar micuți-micuți, când ei se târăsc în 4 labe prin cameră și când duc toate obiectele la gură. Deci un copil, așa cum vine el pe lume, naiv, neștiutor, credem noi, vine cu instinctele foarte bine construite. Nu trebuie să-i spună mama, nici bunica, nici medicul nutriționist ce are voie și ce-i face bine să mănânce. El va duce la gură toate obiectele, încercând să afle singur, și asta trebuie să înțelegem, dacă acel lucru este bun de mâncat sau nu, dacă este comestibil, da? Deci nu voi îi spuneți dacă, eu știu, creionul sau jucăria sunt mâncare, pentru că el știe singur că nu sunt, ducându-le la gură și încercând să muște din ele și să le mănânce. Deci ca să vă dați seama cât de puternice ne sunt instinctele, de când apărem pe lumea asta, din prima zi a vieții noastre, singurul nostru obiectiv este să descoperim produsele care sunt comestibile și alea automat mintea noastră va ști că sunt bune de mâncat și sănătoase. Deci nu avem niciun fel de organ sau de mecanism sau de strategie prin care noi să putem împărți alimentele în sănătoase și nesănătoase. Acest lucru l-a făcut mass media și nici nu știu cum să, poate nutriția în ultimii 10-20 de ani, și concluzia este, sau rezultatul este, că ne-au otrăvit farfuria. În prezent toată lumea are tendința să împartă alimentele în sănătoase și nesănătoase, nerealizând că a pune pe un aliment eticheta de nesănătos, automat îi strici exact rolul pe care îl are, acela de a te hrăni și de a-ți produce plăcere și un sentiment din acela, o stare de bine. Indiferent de produs, fie că vorbim aici de cartofii prăjiți sau de, eu știu, roșiile bio, totul este sănătos cu condiția să avem grijă la cantitate. Deci nu, în nutriție există un dicton care spune doza face otrava.
Deci, dragii mei, nu mâncarea este nesănătoasă, ci noi o putem transforma într-un produs nesănătos în momentul în care mâncăm prea mult dintr-un anumit produs. Așa că vă aștept la 0372 069599 să-mi spuneți ce considerați voi că este sănătos și nesănătos în meniul nostru alimentar. Și dacă tot vorbeam de comestibil și necomestibil, mai sunt unele mituri care trebuiesc desființate, mai ales când vine vorba de copii. Foarte multe mămici confundă alimentația dietetică, aceea care este săracă în grăsime, cu alimentație sănătoasă pentru copii, poate din cauza problemelor de siluetă pe care ele, mămicile, le-au avut în tinerețe și se gândesc ele că, vai de mine, grăsimea trebuie evitată, ca nu cumva copilul să fie apoi cu kilograme în plus și gras sau obez, ferească Dumnezeu. Deci nu e greșit acest lucru. Noi avem nevoie de grăsime zilnic în alimentație, iar copiii au nevoie de grăsime într-un procent de 30-35% din rația calorică zilnică să fie reprezentată de grăsime. Din grăsime noi creștem, creierul lor se dezvoltă din grăsime, hormonii la fel, echilibrul la nivel de membrană celulară tot pe bază de grăsime. Nu faceți greșeala să scoateți grăsimea din alimentația copiilor. Nu e un lucru sănătos. Avem și un și o primă ascultătoare, Marcela, ești în direct cu noi? Nu, scuză-mă, Delia? Bună seara! Bună, Delia! Spune-mi, ce consideri tu sănătos și nesănătos când vine vorba de mâncare? Nu, dacă îmi permiteți, vă rog, un mic preambul, vă știu de cât erați invitată la România Actualități, la domnul Gabriel Basarabescu și de atunci, mă rog, sfaturile pe care le-ați dat mi s-au părut foarte bine de urmat. În sensul că nu e cazul să ne cuplăm pe diete, mă rog, ați spus foarte multe chestii, acum n-are rost să fac eu un rezumat a celor care... Am încercat de-a lungul anilor să-mi păstrez aceeași atitudine și normalitate în relația cu mâncarea. Sper din suflet ca sfaturile mele din prezent să fie la fel cu cele din trecut. Nu s-a schimbat nimic din caz, punct... În primul rând aveți o voce foarte optimistă și că cine vă ascultă în mod automat simte nevoia să vă asculte în continuare. Dar, de fapt, nu vreau să vă ringușez, nu vreau să vă laud. Prezența noastră la Europa FM este una binevenită. Apropo de ce îmi place, ce nu-mi place, din totdeauna am fost foarte selectivă, ca să nu spun mofturoasă, la mâncare și probabil la mulți pitiși pe creier, pentru că sunt alimente pe care nu le-aș gusta nici forțată, nici obligată. Și sunt altele pe care le mănânc cu o plăcere deosebită, în primul rând legumele și fructele și mâncarea pe care o fac eu acasă. Nu-mi place să mănânc la restaurant. Delia, îmi place mult cum ai dus, să zic așa, direcția discuției. Foarte interesant, eu am zis sănătos, nesănătos. Delia ne-a spus, îmi place, nu-mi place. Ei bine, aici deja lucrurile sunt și mai interesante, pentru că pe lângă compoziția de nutrienți, trebuie neapărat să intervină acest criteriu în alimentația noastră. Lucrurile pe care le mâncăm trebuie să ne placă și trebuie să ne cadă bine, iar la capitolul ăsta pot să vă spun că nu sunt doi oameni la fel și până nu guști, nu știi dacă îți place sau nu. Așa că vă invit chiar să faceți un exercițiu și să mâncați doar mâncarea care vă place, așa cum face și Delia. Mai departe, haideți să ne auzim pe Mihai. Mihai, spune-ne tu, cum este la tine cu sănătos, nesănătos? Am adaptat un stil de viață mai sănătos în ultima perioadă. Mănânc mai multe oleaginoase, nuci de macadamia, pistic migdalei. Și dimineața mănânc avocado cu pâine, avocado bread și cu două boșate. Încerc să nu mai folosesc așa mult ulei și zahăr în alimentația mea.
Iată, foarte interesant, apropo de definiția noastră pentru sănătos-nesănătos, dragă Mihai, pot să îți confirm, într-adevăr, aceste oleaginoase, nuci, migdale, semințe, sunt extrem de sănătoase, adică unul din produsele, pe lângă lapte, aș spune singurul care are la un loc și proteine, și glucide, și grăsimi, pentru că nu toate alimentele, de obicei alimentele sunt incomplete, însă vin la pachet, sunt un fel de esență de nutrienți, vin la pachet cu multe calorii. Deci acest tip de mâncare sănătoasă nu și-l poate permite decât cineva care știe care este măsura. Ori porția corectă la astfel de oleaginoase este undeva, așa să zic, două linguri cât intră în podul palmei. Foarte important să ținem cont de porția corectă, pentru că altfel același produs pentru o persoană cu probleme de obezitate sau pentru o persoană cu probleme de, eu știu, cantitate, se poate transforma într-un produs nesănătos. Cât despre avocado, ce să vă spun, din nou este o mare modă cu această legumă, că este mai degrabă o legumă decât un fruct și mai degrabă un unt vegetal. Din nou, atenție mare la concentrația lui, este extrem de hrănitor, foarte bogat în grăsimi și dacă mâncăm un fruct de avocado întreg, depășește rația calorică a unei mese cu două feluri de mâncare. Deci, încă o dovadă a faptului că măsura face diferența și lucru, cât ar fi el de sănătos, produsul, dacă mâncăm mult, strică. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Dragii mei, subiectul din această seară, sănătos, nesănătos, vă propun să-l dezbatem împreună, tocmai pentru că, iată, o parte din alimentele cu care au fost obișnuiți și ne-au hrănit bunicii noștri, acum nu știu de ce au semn de întrebare pus și aici aș aminti carnea de porc și laptele, sunt tare necăjită pentru acest lucru într-o țară ca România, să avem nevoie de argumente să mâncăm carne de porc și să bem lapte. Ferească Dumnezeu să puneți pe ele eticheta de nesănătos. Eu, din contră, aș încuraja consumul și aș provoca chiar și pe proprietarii de restaurante să introducă în meniu carnea de porc, pentru că nu e drept să nu existe, pe gospodine să gătească mai des, să nu uităm că untura este cea mai stabilă grăsime la încălzire și trebuie să recunoașteți cu toții că un lucru prăjit în untură are cu totul alt gust. Deci lucrurile pe care le făceau bunicii noștri nu erau sănătoase. Noi acum astăzi ne temem foarte mult de numărul de calorii și de conținutul de grăsime într-un mod nejustificat, pentru că până la urmă porția trebuie să fie reglată și, bineînțeles, modul nostru de viață sedentar să fie un pic schimbat. Altfel, nici pâinea, nici laptele, nici carnea de porc nu sunt vinovate, nici pentru kilograme în plus și, culmea, nici măcar pentru colesterol. Foarte interesant este că a fost nevoie, poate, iată, prostiile la capitolul informații nutriție, din păcate ne vin tot de la americani, și a fost nevoie de 50 de ani ca să recunoaștem că acuzația de care le-a fost făcută grăsimilor animale a fost nefondată. În anii 70 s-au spus că ele sunt vinovate pentru tot ce înseamnă boli cardiovasculare și colesterol crescut. După 50 de ani, iată, s-a desecretizat povestea și am aflat că la acel moment era problema, sau mă rog, la zidul acuzațiilor erau zahărul și grăsimea, a picat măgăreața pe grăsime, când de fapt zahărul face mult mai mult rău. Grăsimile au fost reabilitate doar pe hârtie, că în continuare oamenii sunt speriați de smântână, de ou, de grăsimea, iată, de origine animală. Ar trebui un pic să ne repoziționăm. Pentru că noi în România, dacă e să avem o problemă, avem o problemă cu excesul de ulei. Și aici, dragii mei, aș vrea să vă încurajez, să vă recomand să fiți un pic mai zgârciți cu sticla de ulei de floarea soarelui. Avem în el omega-6, sunt niște acizi grași esențiali, organismul are nevoie de ei, însă prea mult omega-6 aduce inflamație, deci sunt cu efect pro-inflamator. Și atunci degeaba ne chinuim noi să mâncăm pește gras, să luăm omega-3 din pilule, pentru că această inflamație determinată
de excesul de ulei de floarea soarelui, e greu să o neutralizăm. Deci iată că și un ulei vegetal, sănătos altfel prin definiție, când e folosit în exces, face probleme. Mai avem, o avem alături de noi pe Cornelia. Cornelia, ce înseamnă pentru tine sănătos? Bună seara tuturor! Bună seara! Doamna Mihaela Bilic! Bună seara! Sănătos înseamnă că se poate de natural, deci cerc să cumpăr de la... Sunt din Ploiești. A, și eu sunt din Câmpina. Suntem aproape. Da, suntem aproape, da. Da. Deci eu mi-am găsit oamenii mei de la hală, de pe platoul de la hală, oamenii care aduc produsele cât se poate de natural, roșii, legumele... Deci vă faceți cumpărăturile de la producătorii locali, foarte frumos. De la producători locali, chiar acum gătesc legumele luate de la fetele mele de la hală. Așa, și vreau să vă spun că sunt obișnuită de la bunica mea, bunica maternă, pe vremea răposatului Ceaușescu, am avut bafa, că am că găini, în sfârșit, gătiți acasă, naturale. Să înțeleg. Gătiți acasă. Gătesc acasă. Foarte am bine. Fructe naturale, am avut legume din curte. Deci cunosc creșterea legumelor sau fructelor, de aceea cumpăr de la producătorii noștri și încerc cât posibil să gătesc natural, inclusiv lapte, brânză de la fermele locale. Și de asta vă spun, așa, apropo de emisiunea de data trecută, am fost scrisă la un renumit medic nutriționist, urma să fiu operată, n-am mai reușit să mai ajung să mă operez, dar am învățat să mănânc puțin. Ei, iată, vedeți. Puțin și des, deci asta cu desul nu sunt de acord. Asta cu desul nu sunt de acord, dar puțin nu sunt o mare fană a lui puțin. Da, puțin și des, da, puțin și des în sensul că la 3-4 ore mâncat, de aceea vă spun, pentru că m-am obișnuit acum deja să mănânc foarte puțin. Foarte bine, doamnă. Asta e rețeta. Cât posibil să obțin produse naturale. Am înțeles. Ca o mică recomandare, dacă tot vorbeați de gătitul acasă, și pentru dumneavoastră și pentru restul ascultătorilor, mă iertați, aș vrea să vă rog, dragii mei, să învățăm noi ca români să nu mai gătim legumele atât de mult. Avem un obicei prost noi românii, că le fierbem, le gătim, le ținem pe foc până când se înmoaie foarte tare, nerealizând că prin acest tratament termic prelungit omorâm o parte din vitamine, înmuiem foarte tare fibrele, deci chiar ar trebui să învățăm să le gătim mai puțin, să le punem la cuptor și să le lăsăm așa semi-gătite. Dacă se poate, chiar gătitul la cuptor să fie preferat în locul gătitului pe flacără și a prăjelii, pentru că la cuptor acolo poți să pui o incintă închisă, sunt taburi, poți să pui un pic de apă, de sos de roșii, nu e atât de necesară grăsimea și pot ieși mâncăruri delicioase, pentru că asta este frumos la capitolul mâncare. Gusturile se combină, ingredientele, cu cât sunt mai multe, cu atât dau o aromă mai interesantă mâncării. Nu sunt două gospodine să facă aceeași mâncare și până și aceeași gospodină o să reușească preparate diferite, pentru că, iată, exact cum ne spunea și Cornelia, odată e roșiile mai gustoase, odată de la un alt producător și fiecare ingredient are al gust. Nu degeaba suntem aici pe Frecvența Gustului, vă încurajez să încercați să aduceți în farfuria voastră diversitatea, pentru că ăsta este secretul, cantitatea și diversitatea, ca să mâncăm sănătos, dragii mei, și asta este un lucru pe care merită din nou să vă provoc și să-l încercați să numărați. Avem nevoie în fiecare zi de 15 ingrediente diferite. Numărați de curiozitate câte ingrediente ați avut în meniul vostru astăzi și aflați dacă a fost o zi cu mâncare sănătoasă. Deci minimum 15 ingrediente diferite și dacă nu avem o ciorbă sau o tocăniță, puțin probabil că ajungem să totalizăm atât de multe. Mihaela Bilic e pe Frecvența Gustului la Europa FM.
Haideți să vedem, îl avem pe Dan în legătură directă. Dan, ești alături de noi? Da, bună. Bună seara. Bună seara. Bună ziua spre seara. Ia să auzim. Mă bucur să vă aud, să vă cunosc în felul ăsta. Am ascultat una dintre emisiunile. Nu, era un telefon la emisiunea de la Miaz, acum într-una din zilele trecute. Am înțeles. Și nu știu ce să vă spun cu asta, cu sănătos, nesănătos. Nu prea am luat în calcul lucrurile astea, decât un pasaj, dacă mi se permite să spun lucrul ăsta, că acum suntem destul de ciudat când spunem lucruri de felul ăsta. Am găsit un pasaj în Biblie care spune să mâncați din tot ce este pe piață. E bine dacă și în Biblie ne îndeamnă la lucrul ăsta, pentru că da, este exact și atitudinea și direcția pe care eu o promovez. N-aș da, vrea... Și m-am bucurat. Vă rog. Da, mă scuzați, vă rog. Vă rog, vă rog. M-am bucurat mult, mult de ceea ce ați spus în acel telefon. Nu era un interviu, era un telefon. Și pentru mine era atât de mare prostia asta cu laptele și cu carnea care le găsim în curțile noastre. Și mă gândeam, oare cum să fac să nu mai aud că nu sunt bune. M-am săturat să aud lucrul ăsta. Mie îmi place foarte, foarte mult smântâna, de exemplu. Vai, vai, ce foarte bine că vă place. Da? Chiar, da. Toată da, lumea da, îmi spunea că nu e bună, e prea, prea, prea. Și da, am renunțat un pic la ea. Dar vă spun, ori de câte ori se poate, ajung la ceva cu smântână și grozavă. Dar uite, acum că mi-ai dat așa un subiect delicios, da? Vreau să vă spun că spuneam mai devreme, de fapt, că uleiul folosit în exces e al naibii de păcătos, da? Da? Țineți cont că o lingură de ulei are 100 de calorii și n-ar părea. În schimb, una de smântână are nici jumătate ca număr de calorii și în momentul în care o pui într-un produs, iată, inclusiv într-o ciorbă, colorează sau, mă rog, schimbă gustul într-un fel atât de eficient, pe când o lingură de ulei în plus sau în minus la salată n-o simți. Deci smântână are și gust și plus de asta ea are doar 20% grăsime acolo unde uleiul este cea mai concentrată, nici nu știu să o numesc, substanță nutritivă, are 100% grăsime, nici măcar un gram de apă. Smântâna are multă apă și doar 20% grăsime, deci inclusiv pe o felie de pâine pusă și cu un pic de sare este delicioasă, să nu cumva să lăsați pe cineva să vă scoată smântâna din meniu. Da. Vroiam să vă dau așa un sfat, dacă pot eu, vă să rog, dau un vă sfat rog, în direcția asta. Vă rog, insistați mai mult pe lucrurile astea, lapte, carne, ouă, pentru că noi am pierdut foarte mult cu lucrurile care ne-au venit din alte părți. Vă dați seama până și faptul ăsta că vor să distrugă fermele, pentru că sunt poluante, sunt așa și așa și așa. De fapt, toată asta cred că... E teribil, nu, este teribilă direcția și noi, din păcate, am devenit o piață de consum, nu mai facem producție. Chiar îmi propun ca în următoarele emisiuni să am alături de mine invitați din aceste domenii ca să ne spună câteodată chiar tragedia care se întâmplă în industria alimentară. Dar mai vreau să vă atrag atenția, dragi ascultători, apropo de a mânca lucrurile care cresc în ograda noastră. Ce nu realizăm este că la nivel intestinal, și lucrul ăsta poate o să alocăm o ediție întreagă microbiotei noastre intestinale, aceste 2 kg de bacterii cu care noi conviețuim și care nu realizăm că se află în interiorul corpului nostru, 2 kg, atenție, pe cântar, din greutatea unui om de 60 de kg, este năucitor de mult, ele sunt doar bacterii de care depinde sănătatea noastră și care, culmea, sunt proiectate genetic să se hrănească cu mâncarea pe care o avem local. S-au făcut niște studii și s-a demonstrat că, iată, bebelușii care sunt în Africa sau în China pot digera sau microbiota lor are cu totul altă compoziție bacteriană și pot digera anumite produse vegetale pe care noi, europenii, nu le putem digera pentru simplu fapt că ei primesc moștenirea genetică și acest bagaj microbian capabil să ajute la digestie. Deci noi degeaba ne îndrăgostim, între ghilimele, de alimentare
alimente precum, nu știu, avocado, uleiul de cocos, fructele de goji, da, și alte lucruri exotice care ne sunt prezentate ca fiind sănătoase, pentru că noi suntem proiectați genetic, enzimatic, să digerăm și să fim sănătoși cu mâncarea care crește pe pământul ăsta, inclusiv pentru persoanele care își mută domiciliu și emigrează în țări cu o cultură alimentară diferită, să știți că este o mare problemă la nivel de echilibru intestinal. Deci lucrurile sunt mai complexe și mai nu știu să zic, mai bine hotărâte de natură decât credem noi, și ar fi bine să ținem cont de asta și să respectăm natura, să nu ne credem mai deștepți de ea că greșim. Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Mă iertați că împart cu greu timpul cu voi, dragii mei. Am acest entuziasm al omului care a debutat în radio și sunt atât de încântată că vă am alături de mine pe calea undelor. L-am întrerupt pe Dan, haideți să-l auzim pe Eduard. Tu, în puținul timp care îl mai avem, Eduard, tu ce crezi că e sănătos și nesănătos? Bună seara! Bună seara, mă bucur că vă ascult. Pentru mine alimentele sănătoase sunt, de fapt toate alimentele cred că sunt sănătoase, doar că ține foarte mult și de modul în care le consumăm, cum ați spus și dumneavoastră, dacă folosim ulei, dacă le prăjim sau nu știu, le consumăm ca atare sau nu știu, laburi, lucruri de genul acesta. Însă lucrul de care eu mai țin cont este și beneficiile pe care le au asupra corpului, cum ați spus, uleiul de floarea soarelui, de exemplu, care conține omega 6, prefer mai degrabă să folosesc ulei de măsline, chiar dacă numărul de calorii este același. Probioticele care se găsesc în iaurturi, murături și bravo, diverse. Uite, Eduard, că pare că ești o persoană interesată. Dacă ți-ai numărat astăzi alimentele diferite pe care le-ai consumat, la ce număr ai ajunge? Ce crezi? Apropo de 15, numărul care îl spuneam că trebuie să-l atingem ca să mâncăm sănătos într-o zi. Ai 15 alimente diferite pe care le-ai mâncat într-o zi? Ți se pare că e ușor? Nu prea e ușor, ușor, nu? Însă în combinație am mâncat o tovăniță și la 10 am ajuns. Exact, aici asta e partea frumoasă. Mâncarea gătită presupune multe ingrediente la oaltă și noi ca români am fost crescuți și ne împăcăm bine cu ea. Este un lucru care nu trebuie să lipsească, iată, din casele voastre. Chiar și ciorba ține bine de foame cu puține calorii. Un lucru aș mai vrea, pentru că iată, sunt sigură că mulți oameni tineri care sunt preocupați de alimentația sănătoasă poate nu-l știu, cu riscul să vă supărați pe mine în seara asta, aș vrea să vă trag un semnal de alarmă în legătură cu fructele. Dragii mei, ele au această aură de sănătate, pare că nimic rău nu se poate întâmpla atunci când consum fructe. E adevărat, sunt cel mai sănătos și echilibrat și, nu știu să spun, natural desert, însă sunt un desert. Vreau să subliniez acest lucru. Ce înseamnă desert? Un lucru pe care îl mâncăm din când în când și cu măsură. De ce spun asta? Pentru că în fructe avem vitamine, minerale, fibre, apă, exact ca și în legume, însă avem fructoza, acel zahăr din fructe, care, știți bine mulți dintre voi, fermentează, că de acolo vine, din struguri se face vinul și din prune se face țuica, da? Ori această fermentație, fructoza prin fermentație face alcool, se produce fie în butoi, fie dacă nu în ficatul nostru. Deci o cantitate mare de fructoză, când ajunge în organism, din păcate, celulele noastre nu pot funcționa pe bază de fructoză, nici o celulă, nici dacă alergăm în jurul blocului, nu putem consuma fructoza, ea se duce doar în ficat, este singurul organ capabil să o metabolizeze și da, ați ghicit, din fructoză se face alcool. Și alcoolul este cel mai bun precursor de grăsime, cea mai bună materie primă de a face grăsime pe abdomen. Deci, dragii mei, că tot e sezonul, că e plină piața de struguri, de prune, de fructe din astea delicioase, dulci, pline de fructoză, atenție mare la consumul de fructe. Vă spuneam, mai mult de 200 de grame, cât vă încap așa, în doi pumni, e belea, pentru că excesul face grăsime pe burtă și ficat steatozic, adică ficat infiltrat cu grăsime, exact ca și alcoolul.
Așa că, iată, apropo de cuvântul sănătos, or fi ele fructele sănătoase și naturale, însă în momentul în care am mâncat mai multe, eu știu, v-am spus 2 pumni de fructe pe zi, deja putem să le transformăm într-un produs nesănătos, care nu doar silueta o afectează, ci și echilibru ficatului. Un ficat infiltrat cu grăsime poate să însemne stres sau fructe multe, culmea, nu ouă, smântână și unt. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. În seara asta, băieții au chef de vorbă. Mai avem un domn, Valentin, ești cu noi? Da, bună seara. Bună seara. Vreau să mă asigur că m-a auzit. Tocmai am intrat într-o zonă cu semnal mai slab la telefon și... Deocamdată, Valentin, te auzim foarte bine. Spune-ne. Tocmai ați spus ceea ce am vrut să spun eu cu privire la fructe. Am trecut printr-un episod neplăcut în urma unui exces de consum de fructe și ficatul meu a luat o raznă. Nu pot să cred că mi confirmi, iată, pe propria piele, dragul de tine, da, ceea ce da, puțină lume spun, crede. Da, puțină lume spun, crede. O spun ori de câte ori am ocazia. Bravo. Răspunsul meu însă aș vrea să-l formulez pe baza unei afirmații pe care ați făcut-o la începutul emisiunii. Menționez că ascult întâmplător emisiunea dumneavoastră, sunt în mașină. N-am știut că există emisiunea aceasta la Europa FM. Suntem abia la ediția a doua, o să avem timp să petrecem împreună. Nu v-am auzit. Da. Vreau să fac referire la grăsimi. Așa. Și aș face diferența între grăsimi care sunt foarte importante pentru organism, dar aș face diferența între grăsimi saturate și nesaturate. Ok, de acord. De un an de zile în dieta mea, sau din dieta mea, din alimentația mea, am scos zahărul în totalitate, fructele în totalitate, băuturile, chiar și băuturile care te-ai speriat, noi, să înțeleg că a fost o sperietură mare asta cu... A fost o sperietură destul de zdravă, da? Pentru că medicii mi-au pus un diagnostic destul de urât. Am înțeles. Și am eliminat prăjitul, tot ceea ce înseamnă Bravo. Prăjit, tot ceea ce înseamnă ulei. Și a fost mai ușor, nu? La propriu și la figurat au fost rezultate spectaculoase, nu-i așa? Rezultatele sunt și mă bucur de rezultate. Nu a fost simplu. Primele 2-3 luni parcă eram la dezalcoolizare. dar am supraviețuit și în momentul acesta pot să spun că am intrat într-o fază de normalitate, adică totul este normal pentru alimentația mea. A spune mai degrabă că te-ai obișnuit, pentru că asta se întâmplă. Noi, și ai început cu zahărul, știi, ca și prim ingredient, noi avem impresia că nu putem trăi și că viața n-are gust dacă nu avem aceste ingrediente prezente în farfurie și constatăm cu surprindere și să știți, dragi ascultători, că tot ce vă povestesc sunt lucruri testate pe pielea mea, niciodată n-am vorbit din cărți. Apropo, iată, și de Valentin, că ne-a spus că și el a reușit. Chiar vă provoc să încercați ce înseamnă viața fără zahăr, pentru că poate pare că ea nu mai este dulce, însă zahărul este un ingredient care ne schimbă gustul, da? Exact ca la fumători care nu mai simt gustul mâncării autentic, așa și zahărul ne pervertește gustul. În momentul în care facem un detox de zahăr și mai păstrăm în alimentație, iată, doar zahărul din fructe, vom constata cu surprindere că mâncarea are mult mai mult gust și că un produs precum, nu știu, o banană coaptă sau un orez cu lapte sunt extrem de dulci, acolo unde atunci când mâncam zahăr mult nu mai simțeam dulceața naturală. A avut grijă natura să dea gust dulce multor produse, tot ce înseamnă amidon are gust dulce, da? Orezul, cartoful, iată, fructele sunt extrem de dulci, unele dintre ele chiar năucitor de dulci. N-avem nevoie și de zahărul rafinat să-l mai punem cu lingurița în multe produse. De ce? Nu neapărat pentru siluetă, pentru că, să știți, iată, un gram de grăsime are 9 calorii, unul de zahăr 4. Dar ce face zahărul în plus? Crește stresul oxidativ și toate
reacțiile acestea acide din organism, deci îmbătrânește și îmbolnăvește pe lângă faptul că îngrașă. Și atunci aș zice, de ce să ne îndulcim viața între ghilimele când noi de fapt ne amărâm corpul? Avem destule ingrediente gustoase în natură ca să mai fie nevoie și de zahăr, așa pus cu lingurița peste mâncare. Păstrați deserturile, dar consumați-le rar și să fie cu adevărat de calitate. Că până și ciocolata, iubitorii de ciocolată care spun că vai de mine, ne place ciocolata, de multe ori consumă un produs care are ca prim ingredient zahărul. Deci vouă nu vă place ciocolata, ci vă place zahărul, pentru că culmea, ciocolata adevărată e amară, nu dulce. Dragii mei, repede, repede a trecut și timpul alocat emisiunii din seara asta. Îl mai aveam și pe Adi în direct cu noi. Adi, mai ești acolo, doar să ne saluți? Salutare, mai sunt aici. Deci pot să spun că producătoarea face semn că gata, ni se termină timpul. Rămân datoare, dacă vrei, cu un răspuns pentru tine. Sau spunem tu, care-i sănătosul și nesănătosul, așa de final. Eu aș avea o întrebare scurtă. Zim, repede. Eu fac mult efort și așa trebuie să introduc și proteine. Așa. La fiecare masă, sub formă de carne, dar nu roșie, okay, am cel puțin 30 de grame de proteine pură, adică 100-150 de grame de carne sau alte alimente complete, aha, lapte, ouă. Ok, atunci 950 de grame, adică aproximativ un gram jumătate de kilogram. Nu, nu, e bine ce faci și pentru sport îți trebuie. Uite, mi-ai dat idee pentru următorul subiect al discuției noastre pentru următoarea săptămână, să vorbim și de proteine, că și aici sunt multe mituri. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi și vouă, dragi ascultători, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine în această seară preferența gustului. O seară frumoasă să aveți și sunt tot aici vinerea viitoare. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.